Salutare! Sunt Ciprian și astăzi discutăm despre o mașină foarte așteptată. Este vorba despre Hyundai Kona, prima mașină long range non-Tesla disponibilă oficial în România și pe care o puteți cumpăra în 2020 prin programul Rabla Plus. Am reușit să pun mâna pe această mașină pentru câteva ore, așa că vom face un scurt tur al opțiunilor, ce puteți configura pe această mașină, cât costă și așa mai departe, și un prim contact. O să vedeți împreună cu mine care este prima impresie. O să încercăm să discutăm și despre opțiunile foarte importante pe care le are această mașină și pe care trebuie să le luați în considerare și la ce vă ajută. Sper să fie un material util și pentru cei care știu totul despre mașini electrice, dar și pentru cei care sunt la început. Așa că haideți să facem un tur al mașinii, în primul rând pe exterior, și apoi să trecem la interior să vedem cum arată această mașină. Seamănă foarte mult cu mașina pe benzină, nu sunt diferențe. În fața aici, în grila din față, avem portul de încărcare și integrată foarte frumos, simetrice liniile acestea, aproape că nu-ți dai seama că e un port de încărcare în partea aceasta. Este un semn cu o priză, apeși pur și simplu și se deschide portul de încărcare. Avem aici încărcare Type 2, foarte importantă. Încărcarea Type 2 la această mașină este de 11 kW și încărcarea CCS. Încărcarea Type 2 este foarte importantă pentru că versiunea anterioară avea un charger on-board de 7,4 kW, aceasta are un charger de 11 kW. Asta înseamnă că o să încărcați pe stațiile, hai să spunem, de medie putere, undeva în loc de 40-50 de km, undeva 60-70 de km față de versiunea anterioară. Și vă spun că sunt extrem de importante aceste stații Type 2, pentru că sunt și un backup foarte bun. În plus, așteptați-vă să avem foarte multe stații Type 2 și mai puține stații rapide în România, cel puțin acum la început. Sunt la IKEA în Băneasa și acolo în depărtare, unde vedeți acel Logan după acea mașină, sunt 4 stații Type 2. La fel mai avem la Dedeman încă 4 stații Type 2 în această zonă. Deci vedeți, sunt foarte răspândite, în schimb stațiile rapide sunt mult mai rare. Am intrat în mașină, haideți să pornim, avem un buton Start-Stop aici. Start, repede. 360 de km autonomie. Wow, ce frumos e să vezi cu 3 în față. E puțin cam frig afară. E bine, media asta, autonomia asta este calculată de mașină în funcție de consumul înregistrat în plimbările anterioare. Deci cei care au mers înaintea mea au atins această performanță de 360 de km. Eu cred că mașina asta poate mai mult. Ceea ce îmi spune mie că cei care au mers înainte au mers destul de tare. Ce avem aici? Controlele pe volan pentru pilot automat, pentru opțiuni în meniu. În partea stângă aici avem power și charge. În momentul în care accelerezi aici îți apare consumul, în momentul în care frânezi îți regenerează. Foarte frumoase sunt padelele acestea pe volan, dacă vorbim de regenerare, stânga și dreapta. Sunt integrate foarte bine. Să știți că le-am folosit. Când mergi în oraș, reglezi gradul de regenerare. Poți să frânezi din aceste padele. Aici este un simbol. Vedeți, crește nivelul de regenerare, iar în partea aceasta este o singură liniuță, scade nivelul de regenerare. Să vedem mai departe sistemul de infotainment. În versiunea aceasta este nou sistem de infotainment, cel de 10 inch, 10 și un pic, față de 8 și un pic din versiunea anterioară. Ca să vă dați seama, lipsește cam partea asta de aici, cam o treime din ecran. Cam aceasta era navigația și zona de infotainment la versiunea anterioară. Dacă putem să ne jucăm și să punem elemente, să le schimbăm, să punem ce vrem în fiecare cadran, sau putem să facem full screen pentru unul dintre ele. În partea de jos aici avem zona de climatizare, încălzire, dezaburire și așa mai departe. Avem și opțiunea driver only pentru cei care vor să economisească energie atunci când vor să răcească sau să încălzească mașina. Dacă apeși această opțiune, practic îmi apare și pe display driver only. Climatizarea se concentrează doar pe șofer și nu mai consumă energie pentru întreaga mașină. O să dezactivăm. Avem aici un suport pentru depozitare, o zonă de depozitare cu un USB și cu încărcare wireless. Okay. Aici este schimbătorul de direcție, să-i spunem, nu de viteză. Park, neutru, drive și rear. Foarte simplu. Frâna de mână electrică. Bineînțeles, scaune încălzite. Scaune încălzite pentru pasagerii din față, volan încălzit.
Mai avem câteva opțiuni în partea stânga a volanului, în partea de jos, avem luminozitate, avem unghiu mort, lane keep assist, te ține în bandă, e un soi de autopilot, să-i spunem SP, dar ce mă interesa mai mult erau alte două opțiuni, erau acesta, VSS și HUD, Head-Up Display. Bun, primul acesta, VSS, m-a întrebat cineva ce înseamnă, înseamnă Virtual Engine Sound System. Cred că am fost suficient de dramatic. Este zgomotul artificial pe care îl face mașina ca să avertizeze pietonii. Puteți să-l activați, pentru că asta fac posesorii de mașini electrice. Sperie pietonii. Știți, problema aceea că mașinile dau peste pietoni s-a rezolvat cu un buton. Gata. Ce îmi place este că poți să dezactivezi. Adică dacă vrei să-ți sperii prietenii, nicio problemă. Îl dezactivezi și nu mai face gălăgie. Foarte frumos. Și head-up display. Ia să, înainte să apăs, ia să punem aici. Să filmăm când se deschide. Foarte electric așa și sunetul și tot. Am ceva informații cu viteză, mai multe informații, nu știu dacă se vede foarte bine. Haide să-l închidem. Îmi place foarte mult cum se închide și cum se deschide. Arată spectaculos. E foarte importantă dotarea cu care vine această mașină pentru că versiunea Luxury Plus, acesta pe care o testăm acum, este, să spunem, în stoc. Adică dacă vreți mașina asta foarte repede sau cât se poate de repede, o să trebuiască să alegeți această configurație. Vedeți că avem piele cu textil. Pe mine nu mă deranjează, sincer. Aș fi luat piele 100% dacă venea și cu ventilația în scaune. Deci ăsta e singurul motiv pentru ventilația în scaune. În spate, scaunul, eu am cam 1,80 m, am dat scaunul destul de în spate, vedeți, nu e foarte mult toc la picioare, dar nu aș putea spune că stau rău. Aici, în zona asta, este ceva mai mult loc. Ok, scaunul e în față. Cam așa arată în spate. Avem aici, între scaune, două suporturi de pahare. Arată foarte bine, vedeți, e parțial piele, dar aș spune în spate că e 80% piele. Sau bine, ce material. Piele ecologică, probabil. Ok, cam așa arată din spate. Haideți să vedem și portbagajul. Ok. Aici avem câteva lucruri. Dăm deoparte. Portbagajul este suficient de mare. Din punctul meu de vedere, eu n-am avut niciodată probleme cu portbagajul. Aici aveți un spațiu pentru diverse mărunțișuri și dacă sunteți insistent, ridicăm și partea asta și mai aveți încă un spațiu de depozitare. Acolo este încărcătură pentru acasă. Ok. Cam asta ar fi și în portbagaj. Să ne jucăm puțin și cu mașina. Haideți să o punem în drive. Suntem în parcare. Nu o să mergem foarte repede, dar vreau să văd cum se simte accelerația. Haide. 3, 2, 1, start! Oh! Rupe aderența, pe jos e un pic cam umed și este într-adevăr greu să vezi ce înseamnă accelerația 0-100 în 7,6 secunde. Oricum, s-ar putea să nu spună mult cifra asta, dar vă spun eu că se simte extraordinar de repede. Cuplu instant face ca această mașină să plece foarte, foarte repede și să aibă reprize foarte bune. Punem din nou un drive. Haideți să mai încercăm o dată să accelerăm. Ia să vedem. Se aude. Doamne ferește, rupe aderența. Da, deci 204 cai, 205 cai putere cât are această mașină. Sunt absolut ultra suficienți ca să propulseze mașina de la 0-100 în 7,6 secunde și suficienți pentru oricine se crede chiar mai sportiv. Facem o mică plimbare cu Hyundai Kona prin oraș. Se simte foarte bine la condus. Centrul de greutate este jos pentru că bateriile sunt în podea și cu toate că este o mașină ceva mai înălțată, simți că stă foarte bine. Simți că se comportă ca un kart. Nu este o mașină sportivă, dar pentru dimensiunile și pentru poziția de condus, este mai sportivă decât multe. Mașina asta accelerează foarte bine, indiferent de viteza la care te afli. Chiar dacă mergi cu 50, cu 70, cu 80, cu 100 de km la oră, simți că ai putere, simți că ai rezervă.
Și asta e normal, pentru că până la urmă această mașină are 204 cai, 205 cai și 395 de Nm. Este un cuplu fantastic. O să pierzi aderența dacă accelerezi la maxim, chiar și la viteze mai mari. Cu o mașină electrică, în general, vei merge mai repede decât cu o mașină pe combustie. Chiar dacă aveți acasă o mașină care atinge 100 în 7 secunde, în 8 secunde, ca să faceți lucrul ăsta trebuie să accelerați foarte tare, trebuie să forțați mașina, să faceți zgomot, să poluați și așa mai departe. Și oarecum este neplăcut, nu poți să mergi așa prin oraș mereu. În schimb, cu mașina asta vei accelera de la 0 la 100 de km în sub 8 secunde, 7 secunde, 7,6 de fiecare dată. De fiecare dată când pleci de la semafor, pur și simplu apeși accelerația și de fiecare dată te va propulsa cu o forță fantastică. Intenționez să cumpăr o mașină electrică long range anul acesta și Hyundai Kona este deja pe lista scurtă, alături de Kia e-Niro, Tesla Model 3 Standard Range sau Tesla Model S Second Hand, probabil un S85 sau un 70D, încă nu sunt hotărât. Deci vedeți că mașina asta intră într-o categorie destul de elitistă, să-i spunem așa, alături de mașini, pe de o parte, alături de Tesla, care e un brand premium, în schimb și prețul este mai mare, evident, și alături de frățiorul de Kia e-Niro, dar care deocamdată nu este disponibilă, să spunem, pentru test drive în România, așa că va trebui să mai așteptăm puțin până când vedem cum arată și Kia e-Niro. Oricum, o decizie grea pentru cei care au bugete în zona asta. În schimb, ținând cont și de serviciul din România, ținând cont și de fiabilitatea de care a dat dovadă grupul Hyundai Kia, nu poate să fie o alegere greșită. Acum, la final, câteva lucruri importante despre Hyundai Kona și, în general, lucruri importante când vorbim despre mașini electrice. Capacitatea bateriei este de 64 de kWh. Cu siguranță puteți face 400 de km cu această baterie. Sunt convins că puteți să ajungeți de la București la mare cu viteze de autostradă fără niciun fel de probleme. Mă aștept să facă peste 300 de km la viteze de 130-140. Are sistem de încălzire cu pompă de căldură și asta o să ajute foarte mult iarna, pentru că îi crește autonomia semnificativ. Are sistem suplimentar de încălzire a bateriei, la fel, te ajută să încălzești bateria înainte să pleci la drum și asta îți va reduce consumul de energie odată ce ești pus în mișcare. Versiunea Luxury Plus, aceasta pe care ați văzut-o în spatele meu, este undeva la 32.000 de euro după ce aplicăm toate voucherele, reducerile și așa mai departe. Aș spune un preț foarte bun pentru o mașină long range și cam asta ar fi în mare. Sper că am acoperit cam toate opțiunile sau toate întrebările voastre. Oricum, plănuiesc să mai fac câteva materiale cu Hyundai Kona, așa că m-ar ajuta foarte tare să-mi spuneți în comentarii cam ce ați dori să aflați despre mașina asta, ce teste vreți să fac și orice alte sugestii sunt binevenite. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest material până la final. Nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați dacă sunteți pentru prima dată. Urmează teste din ce în ce mai interesante. Și până data viitoare vă spun numai bine!